Dragii mei, salutare și bine ați venit într-un nou podcast Generația lui John. E luni, cu siguranță toată lumea e la muncă, toată lumea e bine, mersi, ne bucurăm că în weekend a fost și un pic de soare, ceea ce înseamnă că am stat pe afară și am uitat doar puțin de pandemie, pentru că încă trebuie să mergem către zona de vaccinare, dar mai ales către zona de a sta departe de ceilalți până când ne lasă regulile, da? Mergem către povestea asta din mediul online, ce se întâmplă cu noi atunci când suntem influențați de ce apare pe Instagram, de ceea ce apare pe Facebook, dar mai ales de cât de bune sunt joburile pe care le avem în ziua de astăzi sau dacă ar trebui să mergem către zona de antreprenoriat. Alături de mine este Larisa Bălan. Bună și bine v-am găsit! Larisa, bine ai venit în emisiune și în podcast. Și mulțumesc! Și felicitări pentru că am înțeles că ți-ai dat... demisia de la... Să numim așa, demisia. Jobul tău. Ai scris o demisie, a fost cu ceartă? Nu. Niciodată nu e cu ceartă, dacă știi să lași loc de bună ziua. Ai plâns? Nu. Ai stat alea, nu știu, 15-20 de zile cât trebuie în preaviz? Da. Ai fost fată serioasă până la capăt. Angajatul, perfect. Dar știi cum să-i zice, doamne, cum ți-ai permis în vremurile astea pe care le trăim noi acum să faci una de genul ăsta așa? E periculos, adică mai bine să te ai tu la locul tău de muncă, erai bine mersi. Jobul ăla de la, nu știu, de la 9 la 15 sau ce program aveai? Când lucrezi în social media, nu e niciodată de la 9 la 5. Ca să ne facem o părere despre tine, rogu-te să te prezinți, să ne spui cine este Larisa Bălan. Cine este Larisa Bălan? Este content creator, sunt pasionată de social media, deci înseamnă marketing, publicitate, comunicare, relații publice și toată sfera asta. Sunt scriitoare în timpul liber, să zic așa, pentru că nu am o... Adică n-am făcut din asta o meserie, ci este o pasiune pe care o exploatez cât de mult pot. Și, dincolo de asta, un om printre oameni, cum se spune. Asta e așa, ca de final, cum adică om printre oameni? Păi, mai vezi oameni în jurul tău? Mai, mai ai... văd. Unde îi vezi? Pe internet? Și pe internet în mare parte, că acolo îmi petrec 90% din timp. Dar am și prietenii mei, că trebuie să ne mai și deconectăm de la ce înseamnă online, că altfel... nu e bine. Am fost online foarte multă vreme, acum avem ocazia să rămânem fără telefoane și să ne facem de cap. Nu știu dacă se va întâmpla treaba asta, pentru că dacă mergem într-un loc, stăm cu jucăria asta după noi, trebuie să demonstrăm că suntem undeva, să punem acolo, să dăm un tag, pentru că altfel... Altfel n-ai fost. Altfel nu știe lumea că trăim, altfel nu ne bagă nimeni seama. Însă vreau să știu cum ți-ai pregătit tu această trecere pe care ai și făcut-o. Mă refer de la angajat la antreprenor, la businesswoman. Nu a fost o trecere așa în care să zic gata, de astăzi o să-mi deschid o firmă și văd eu ce fac, m-am aruncat cu capul înainte, nu s-a întâmplat treaba asta. Firma asta am deschis-o cu mai bine de un an înainte, de la momentul la care mi-am dat demisia. Și cumva am avut grijă să crească organic, ușor, ușor, cu pași mici și de asigur, zic eu, să mă acomodez cu tot ce înseamnă contabilitate și bineînțeles că am pe cineva care mă ajută pe partea asta, că nu aș, n-aș putea să am expertiză în zona asta. Dar cumva, știi, sunt multe chestii, mai ales tot ce înseamnă acte la noi în țară și să știi că dormi cu capul pe pernă liniștit în fiecare seară, trebuie să știi că le-ai pe toate în regulă. Și atunci, n-am vrut să zic gata, astăzi pun punct și văd eu de mâine. N-am fost genul ăsta, ci mai degrabă am luat-o ușor. Și am încercat să îmi fac planul și de business și și planul ăsta de viață, să zic așa, pentru că mi-am făcut niște economii înainte, există tot felul de situații financiare așa care nu ți dau libertatea de plină încă din prima secundă în care ți-ai deschis o firmă, asta e clar. Trebuie să fii cu bani de acasă în multe dintre situații, așa mai ales acum cu pandemia, care va să zic că acum un an de zile când începea nebunia asta cu COVID-ul, tu ai spus că ar fi fain să-ți faci propriul tău business. A fost ceva acolo, momentul ăla care te-a influențat, te-a speriat ceva sau ți-a venit așa pur și simplu ideea, vreau să-mi fac o firmă? Voiam de mult să-mi fac o firmă. Cumva mereu m-am gândit că vreau ușor, ușor să mă îndrept în zona asta, dar m-am considerat până în acel punct prea mică de vârstă, de experiență, din multe puncte de vedere prea mică. Atunci a fost momentul în care am zis, ok, o să fac treaba asta, știu că mai am de crescut, știu că mai am de învățat chestii și asta nu se oprește nici când ești cu multinaționala, întotdeauna
ai chestii de învățat și de aflat. Și pur și simplu am simțit că e de clicul, la momentul în care pot să fac lucrul ăsta, am ceva experiență acumulată, am oameni în jurul meu care să mă ajute să-mi fie alături, să mă sfătuiască în situații în care, nu știu, nu m-aș descurca sau ceva de genul. Și totuși aveam și backup-ul, mă rog, încă ți-am spus, aveam un job și am păstrat toată treaba asta cât să fie ok financiar. Adică ți-a alocat mai mult timp pentru a face două joburi, cumva, da. Un job unde erai plătită și un job unde tu plăteai probabil anumite chestiuni ca să poți să înveți pentru viitorul tău. Da. E ceva din familie, povestea asta cu antreprenoriatul, cu nu. A face ceva sau ești prima din familia ta care face așa ceva? Din câte știu, sunt prima. Mă rog, a avut și mama la un moment dat un PFA, mm-hmm. dar era cumva tot legat de jobul pe care îl avea și nu a fost ceva, cum să zic, să se materializeze într-o creștere pe partea asta, ci doar facilita la job. În momentul de față nu mai are o firmă în direcția asta și deci probabil cu un SRL cred că sunt singura. Te-au ajutat niște oameni pe aici pe acolo, știi, un pic de inspirație, uite, trebuie să-mi fac niște acte, trebuie să plătesc niște taxe, nu e ca și cum îmi vin niște bani pe un card o dată pe lună sau de două ori pe lună. Clar. Și asta e toată povestea, doar trebuie să mă prezint la program. E ceva mai mult. Hai să dăm la o parte modestia. Mă refer cu modestia pe care o prezinți acum în podcast, pentru că nu despre asta e vorba în podcast, ci despre a te lăuda în funcție de munca pe care tu ai depus-o până la 25 de ani ai tăi. Zic 25 de ani, dar mă uit la tine și mi se pare așa că ai un... 14? Nu chiar, nu. Hai un 19, hai 20, cel mult 20. Dar putem să le spunem celor de acasă că probabil e vinovat zahărul pe care tu nu-l mănânci. Deși aș vrea, știi, am avut o perioadă în care am băut foarte multe sucuri acidulate, ca să nu dau branduri aici. Așa. Da, știm cu toții la ce ne referim. Și nu beam apă absolut deloc. Adică beam câte 2 litri din băutura respectivă. Tu vorbești serios de 2 litri? Pe zi, așa. Ah, ok, da. Te hidratai tu cumva. Da. Îți găseai tu ziua următoare tot cu apă. Și ai descoperit între timp povestea asta cu fără zahăr și cât mai hidratată plus sport. Da. Dar nu asta e lauda pe care vreau să o spui către cei care ne urmăresc, ci să ne spui ce faci tu pe social media? Cu ce te ocupi? Că, nu știu, dacă se uite la noi, nu știu, vreun om trecut de 60 de ani, s-ar zice, și cu ce se ocupă fata asta de fapt că nu înțelege? Da, cumva toată evoluția asta din online a creat portițe și pentru joburi în online, pentru că, da, într-adevăr, toată treaba asta de content creator, de om de digital și așa mai departe, sunt joburi noi până la urmă, toate lucrurile astea. Dar, cumva, eu am îmbinat ce înseamnă comunicarea și marketingul și tot ce am învățat în facultate, la master și așa mai departe, cu posibilitățile care există acum și nevoia care există acum. Niciun brand, practic, nu e doar, mă rog, niciun brand care vrea să se afirme, nu există doar offline, ci și online. Și atunci e nevoie de oameni ca mine care să genereze o anumită strategie de comunicare și în mediul online, pentru că sunt lucruri diferite să comunici offline față de, adică și mă rog, toată media tradițională, de tot ce înseamnă online și trenduri și ce se întâmplă pe zona asta. Și platforme sunt multe, de la Facebook, Instagram, TikTok și LinkedIn și în funcție de fiecare ce își dorește, cum își dorește, unde e publicul lui țintă și așa mai departe, să creeze mesaje până la urmă și să își facă reclamă pe diverse conturi de acest fel. Și atunci eu mă ocup să generez o astfel de strategie, să postez, să scriu copiuri, să... Cum sună asta? Tu ești un mare buton, așa? Te uiți la o companie, apeși pe butonul numit Larisa Bălan și se generează... Oh, ce bine ar fi! Ce bine ar fi ca și... Păi de ce? Poți să-ți faci un AI la un moment dat, hai să vezi. Nu? Deci o să fie compania, de fapt, de drept să numească Larisa Bălan. Și tu trebuie să spui, ok, ocupați-vă mai departe, știți ce aveți de făcut. E o dilemă foarte mare în zilele noastre, mai ales dacă nu îți permiți un om pe digital sau știi tu mai bine. Azi că știu ce să fac asta. Ce aleg? Aleg toate rețelele astea de socializare care sunt populare și dau exemple Instagram, Facebook, TikTok
Snapchat, da, eu. Da, ok. Sau mă duc către o singură direcție? Și da și nu, depinde. Depinde foarte mult de brand, de identitatea brandului respectiv. Mm-hmm. Nu pot să, mă rog, acum revenind la ce zis inițial, că a pus pe un buton și am generat, nu se întâmplă așa lucrurile. În momentul în care vine cineva către mine și, ok, hai să gândim puțin cum să comunicăm în online, în primul rând trebuie să faci o analiză pe brandul respectiv, să vezi care sunt valorile, care e de la organizarea firmei respective până la valorile pe care le prezintă în extern, la ce își dorește să comunice, către ce public, pentru că, ok, vor Snapchat, dar totuși e o firmă de, nu știu, o vulcanizare. Ok, ce o să se întâmple pe Snapchat cu o vulcanizare? Sunt foarte multe detalii de care trebuie să ții cont și, într-adevăr, mă lovesc de foarte multe ori și m-am lovit de când am început în zona asta, de chestia asta, că toată lumea are impresia că știe marketing. Într-adevăr, există un simț comun, pentru că toți postăm, toți avem mai mult sau mai puțin un brand personal și atunci avem în grijă un cont cel puțin de online. Dar când vine vorba de branduri și mai ales când vorbim despre branduri mari, trebuie să avem în vedere și alte aspecte. Și atunci o analiză așa, știi, cu liniuțe pe fiecare segment în parte e necesară. De la analize SWOT, la analize de identitate de brand, de ce vrei să comunici, analiza publicului, profilul oamenilor. Par foarte serios așa în discuția asta. Na, îmi respect munca. Observ, eu, observ. Și noi să respectăm munca. Speram să fie ceva mai simplu. Să-mi spui că, domne, m-am salvat 5-10 poze în telefon și urmează să postez câte una în fiecare dimineață. Niciodată. Tu acum spui povestea asta care e foarte tehnică și pe care, crede-mă, o apreciez. Însă eu am niște domnișoare pe Instagram pe care le urmăresc cu mare interes, Doamne, deci mai pot. Și pentru fiecare poză pe care o postează, și nu cred că au prea multe strategii de marketing în spate, uh-huh, au câte, nu știu, 50.000, 60.000 de inimioare. Ok. Bine, la un cont cu probabil 800.000 de urmăritori, ceea ce un pic... Da, e o rată... Da, e cam mică conversia, sau nu știu cum se numește povestea asta. Și acum te întreb, cu ce au greșit ele de sunt atât de bine în social media versus... De ce tu stai să lucrezi atât de mult și probabil că explozia nu se face peste noapte? Vorbim de două lucruri complet diferite. De social media pentru un brand și social media, mă rog, influencer marketing. Ce se întâmplă cu oamenii care sunt influenceri. Că acum a devenit așa destul de cunoscut termenul ăsta. Da, cumva nu există o rețetă să zic, uite, tu de mâine vrei să fii influencer, asta trebuie să faci. Nu există treaba asta. Există însă anumite chestii pe care le poți bifa să te asiguri că mergi în direcția bună. Și fetele astea de care vorbești tu au avut ceva ce e super important și anume constanță. Lucrurile nu s-au întâmplat peste noapte nici pentru ele, adică nu știu de când le urmărești, dar eu am câteva persoane care îmi vin acum în minte. Și poți să mi le spui? Nu cred că sunt aceleași. Deci nu vorbesc despre, uite, îți dau un exemplu de profil de Instagram foarte bine pus la punct și cu ceva muncă în spate, Biona Grama. Nu vorbesc despre un astfel de profil. Nu, acolo e multă muncă și sunt chestiuni bine puse la punct. Vorbesc despre... tot soiul de domnișoare care au zis, bă, viața mea de azi înainte este un selfie pe zi, în tot soiul de ipostaze. Nu neapărat duse către extrem, dar să țină cumva publicul activ. Cum ai spus, băi, să fii consecvent. Știi? Însă, acolo există rată de conversie? Depinde. Adică, ok, au un engagement, au o rată de engagement pe fiecare postare, dar... care e scopul final? Adică, uite, de exemplu, că ai dat exemplu Ioanei Grama. Într-adevăr, ea face un conținut foarte bun. Cred că are o strategie în spate. Mai are și alte business-uri de care se ocupă. Adică nu e chiar așa că am postat o poză și aia e. Adică e ceva muncă de la cum filmează, cum face pozele și așa mai departe. Nu e chiar ușor, zic eu. De asta
sunt păreri împărțite, știi, cu tu ce faci? Faci poze toată ziua și ți-au venit bani. Te-ai dus la plajă frumos, ai pus 3-4 exact. Poze și asta e. Eu nu zic că e o meserie urâtă, Doamne, ajută la toată lumea de așa ceva, că și ele cred că vor confirma oricând că e ceva frumos și... Na, bine. Spun că lucrurile sunt frumoase câtă vreme există engagement, câtă vreme oamenii chiar te plac sau ceea ce tu faci măcar îi atrage pe ei să dai tu love. Da. Dar ce te faci când altcineva și-ar dori să pornească un astfel de, nu știu, de business, de personal brand, orice, și nu merge. E ceva ce nu merge. Nu arată bine poza. Sunt acolo niște dificultăți vizuale, nu știu cum să le spun acum pe podcast. Nu e fata de frumoasă. Nu e plăcută de public. Dar ea ar vrea să facă treaba asta. Păi uite, poate are alte calități. Așa. Și poate nu e frumusețea ceva pe care poate miza. Poate e bună la dans și atunci își face un cont de TikTok super nice cu dans. Și exploatează acolo partea asta. Sau poate, nu știu, are un talent la desen și nici măcar nu trebuie să se filmeze pe ea. Face tot felul de TikTok-uri cu desene, cu tot felul de chestii așa cât mai creative. Adică nu toți sunt influenceri de beauty, nu toți sunt influenceri de, nu știu. Vezi, sens că ești și modestă și pe lângă faptul că ești modestă, ești și foarte blândă. Eu tot încercam să introduc în discuție chiloțereala asta care apare pe Instagram, dar am văzut că tu nu spui nimic și am tăcut din gură. Și pe Ioana Gream am dat-o ca exemplu, tocmai ca să spun că există și chiloțereală cu ceva creieraș acolo, dar există și foarte multă lenjerie intimă pusă pe Instagram, doar așa, ca să-ți facă în ciudă, ca să spună, uite, eu sunt la mare, tu ești în pandemie sau orice alt exemplu. Tu mai ai o latură foarte importantă, care are sau nu legătură cu ceea ce tu faci pe internet, tu ești scriitoare. Da. Scriitoare cu acte în regulă, adică ai publicat. Zi-ne un pic despre povestea asta cu poeziile tale. Povestea asta a început când eram foarte mică. Am scris prima dată pe la 8 ani, am mai povestit de-a lungul timpului și cumva am exploatat zona asta cât să-mi hrănesc mie pasiunea, dar mai puțin să fac un... nu știu, să-mi câștig pâinea din asta, pentru că oricum la noi în țară e practic... Adică nu e imposibil, dar trebuie să-ți dedici foarte, foarte mult timp și totuși să ai și un gram plus de noroc, să zic așa. Iar poezia, merge și nu merge, mai mult ar prinde poate ceva proză sau în direcția asta. În fine, trecând peste, da, am publicat, public în continuare... Păi zic cum se numește ce ai publicat? Se numește hashtag poezia, cu EA, acolo un mic artificiu. Și urmează un nou volum de poezii în primăvară, la care lucrez în prezent. Mai am foarte puțin de lucru, după care o să îl pasez surorii mele pentru partea de grafică, pentru că o să fie o contribuție, așa, o colaborare între noi două, pentru că e foarte talentată la desen. După care urmează tot procesul din editură. O să fie editura. Tot printr-o editură? Sigur că da, da. Nu poți să te bazezi pe online? Nu vreau să mă bazez pe online. Știi, am un suflet bătrân și îmi place să ții cartea mână. Nu. Scrii cartea? O publici? E-book. La e-book te referi? Nu. Ai publicat cartea în format fizic. Poți să faci și e-book, poți să faci și audiobook și ce vrei tu. Și apoi o vinzi tu pe site-ul tău, pe ce vrei tu, al tău. Asta depinde foarte mult de contractul pe care l-ai cu editura, știi? Păi adică nu te mai bazezi pe editura. Da, depinde ce ofertă primești. Îți iei tu ISBN-ul tău, o înregistrezi numele tău și cu asta, fără editură. Da. Se pare ție că omul cumpără cartea pentru editură? Nu se întâmplă chestia asta, însă editura te poate ajuta în anumite feluri. Plus că, nu știu, sunt multe acte de făcut și pe partea asta, deci... Vezi, fugi un pic de treaba asta cu birocrația și cu a te asigura că lucrurile sunt bine puse la punct. Vreau să știu că sunt oameni care se asigură de treaba asta, care sunt profi în direcția asta. Eu nu am competențe. Știi, e bine să nu te întinzi mai mult decât se plapuma, că pe urmă... Mie nu-mi e cald, să știi, mie e ok. Mi-e cald, mi-e frig, nu-mi e nimic. Sunt bine așa cum sunt, n-am nicio problemă. Dar ești la vârsta la care poți să faci orice pe zona asta, mai ales pe digital, și mă gândesc că ar fi fain să vedem mai mulți oameni care au tot soiul de scrieri pe care le vând online.
Fie că vorbim de un conținut pe care îl vinzi într-un e-book, fie că vorbim de o carte fizică pe care o trimite până la urmă autorul cărții. Și cu asta basta. Putem să facem și asta. Și mi se pare mult mai, neapărat mai fidelă, mult mai autentică legătura. Știi, mult mai aproape de autor. Dacă ești la început și ești no-name, da, e ok să vii cu o editură din spate care te propulsează. Dar trebuie, pe urmă, să te duci către, nu știu, un Bendeac. Uite, Bendeac a vândut foarte bine. Da, da. De ce a vândut foarte bine Bendeac? Pentru că era cunoscut înainte, dincolo de asta. Adică până să iei cartea aia, știai ce om e, știai cum gândește, voiai să-i vezi perspectiva. Câți dintre oamenii care cumpără o carte o și citesc? Asta nu știu să zic. Eu le citesc, adică n-am... Artistul are și el nevoie de inspirație, dar nu toată lumea stă să le și citească cărțile. De cele mai multe ori am zis că e un foarte bun cadou. Păi ce da, să iau? Asta o carte. Să zic. Însă cel care primește acea carte s-ar putea să o pună frumos în bibliotecă, spună, băi, mersi Larisa, e super, e super. Și atât. Da, într-adevăr. Asta cu, adică atunci când primești cadou, nu știu ce să zic. S-ar putea să o pui în bibliotecă, mai ales dacă nu te surprinde în vreun fel, ok, o lași acolo, mai ales mi-ai primit și altceva mai drăguț, uiți de aia. Parfum ar trebui, că măcar știi că trebuie să ieși în oraș, trebuie să fie totul bine și frumos. Mai crezi în cultură, mai crezi în oameni care stau și merg către zona de studiu, care nu văd viața doar ca pe o distracție? Da, normal, adică de asta fac ce fac și de asta insist să promovez și altceva dincolo de ce înseamnă online-ul și toată zona asta și tot modernul care există în viața noastră. E normal să ne adaptăm la modern și e normal să ținem pas cu lumea în care trăim, adică, na, dar să nu uităm nici de anumite chestii care ne fac oameni până la urmă, știi, adică arta... Mi se pare că îți aduce o contribuție umană semnificativă și te deschide în anumite moduri în care, așa, știi, te scoate din robotizarea aia, care există. În momentul de față, știi, toți avem, că tot vorbeam mai devreme de Instagram, avem același filtru pe față, avem aceleași taguri, avem aceleași hashtaguri, avem, totul este acolo. Nu, eu să știu că astăzi am pus pe story, pe generația lui John pe Instagram, am pus tag cu tine, deci nu e același lucru, să știi. Și am schimbat și unghiul un pic și am zis și altceva. Dar e adevărat, suntem într-o rutină, nu era nici rutina, până absolut într-un deloc. Punct chiar e importantă, mai ales dacă vorbești, nu știu, de sport sau de zahăr, de ce spuneai tu acolo mai devreme, însă avem și momente în care ne plictisim de noi pentru că nu facem nimic cu adevărat important sau nu înțelegem ce ar trebui să facem mai bine ca să ieșim din mulțime. Și cred că sunt și două chestii un pic diferite, știi? Adică asta e rutina asta pe care o denumești tu așa, e cumva viața asta ușor de zi cu zi, în care trebuie să bifezi niște chestii, poate, pentru că e vorba și de acceptare socială și de una de alta. Știm cu toții. Pe când pe partea asta de artă și ce ține de zona asta, de că citesc o carte, o poezie, că merg la teatru, că vreau să mă duc la un muzeu, toate lucrurile de genul ăsta, le faci pentru tine, nu pentru tine ca să fii acceptat de alții, ce nu frumos, pentru tine frumos, ca să... Ce frumos, că hai. Uite ce peisaj, mă spune o poză că vreau să o pun pe Instagram. De fapt, nu ne mai bucurăm. Am văzut o poză zile trecute pe Facebook și o mulțime de oameni erau către un peisaj, către un moment și o femeie mai în vârstă doar se uita acolo și privea momentul. Și mesajul era singura femeie care chiar se bucura de moment sau de eveniment. Restul... Și nu ți s-a părut ciudat? Totuși, ce face? Ce face doamna respectivă? Da. Nu. Nu. Să știi că și eu la un concert, când mai erau concerte și să sperăm că vor reveni și la noi în Ploiești, ok, făceam două, trei poze pe care mă bucuram de moment. Și la unii care tot filmează, dă-te la o parte că mi-ai... Stai un pic că-s la concert, adică nu vrei să te bucuri tu de moment. NFT. Așa. Artă, NFT. Ai zis artă de vreo câteva ori în podcastul ăsta și nu pot să nu introduc și această găselniță a oamenilor mari, importanți, care folosesc această tehnologie NFT pentru a vinde, pentru a vinde artă la propriu. Nu vindem gogoși, nu vindem chiloțăreală. Ce părere ai? Nu sunt nici, mă rog, în domeniul ăsta cu cripto și tot ce înseamnă, tot ce se leagă de sfera asta, nu m-am băgat absolut deloc. Știu așa, la simțul mai jos decât comun, cât să am habar, dar nu...
Partea asta, da, mi se pare o oportunitate pe care unii au avut curaj să o adopte, alții au curaj să cumpere, să investească, să își pună banii din buzunar acolo, să-i vadă doar online, la un punct. Și, na, eu sunt curioasă, sincer, în momentul de față acționez ca observator, Așa, adică mă mai foarte uit bine faci. acolo. Că nu, nici nu sunt genul, după cum ți-am povestit și partea cu firma, nu sunt genul care să se arunce cu capul înainte să riște tot. Vreau să văd mai Păi înainte îți de găsești și tu un toate. om de digital, da? Care se ocupă exclusiv de NFT-uri. Și cartea pe care tu vrei să o publici anul viitor, o lansezi în exclusivitate, zici de pe acum că o să fie ceva, hai, nebunie totală, îți faci o listă de mail-uri cu newsletter să le spui o dată pe lună cam în ce stadiu a ajuns proiectul și pe urmă oamenii pot descărca, asta e, cumva e și o problemă, dar e și o parte bună, pot descărca acea carte fără niciun fel de problemă și Da, fără să dea da. niciun ban, dar cei care vor să dețină licența, cumva ai putea să-i spui cei care chiar vor cu adevărat să te susțină, vor cumpăra NFT-ul. Și estimezi așa cât ți-ar cumpăra? Nu știu. Pot să estimez doar cât de mult va crește în următoarea perioadă interesul pentru NFT-uri. Cel puțin dublu, Da, cel puțin da. de 10 ori într-un an de zile. Cu asta sunt de acord, dar cred că oamenii și selectează mult. Știi care e partea și mai interesantă? Te Că rog. dacă eu cumpăr un NFT cu Larisa Bolan și îl cumpăr astăzi, eu mâine pot să vând cartea, licența Mai respectivă. mulți bani. Da! Da. Cine știe cât de bine va fi cotată Larisa Bolan peste 10 ani de zile? Na, trebuie să mor mai înainte și aș vrea mai mult de 10 să-mi dai. Știi că de obicei așa se întâmplă cu poeții, cu scriitorii, cu asta. Eu Trebuie cred să... că este un ceva de viitor despre care vorbim în prezent. Nu prea știm noi cu ce se Clar. mănâncă, dar ar fi foarte bine să ne cumpărăm și noi. Măcar așa, din curiozitate. Când a apăruse Bitcoin-ul și era și prin Ploiești câte un automat din ăsta de cripto, nu știu, cred că era 2011-2012, lumea zicea, hai mă, nu, ce porcăria. Și pe urmă când a început să explodeze, mamă, dacă puneam și bă, 1000 de lei dacă puneam. Bă, Da. 1000 de lei și eram acum cineva. Mie, să știi, prima dată și prima dată mi-a vorbit de cripto un taximetrist. Și Învață foarte multe. îmi povestea atunci, mă rog, am avut un drum mai lung și i-am spus în ce zonă lucrez, eram tot în marketing și avea nevoie de cineva pe zona asta, că voia să-și deschidă un business, da, bazat pe cripto și așa mai departe și efectiv nu înțelegea ce vrea de la mine, pentru că Și că nu... asta se dă la mine, e bădăran, nu o să-i dau feedback negativ. Nu, Îi dau doamne, ferește. bloc pe aplicație. Nu, chiar mi se părea că... Săracul, ce-o fi făcut pentru mine? Da. Și omul chiar era foarte, foarte bine documentat pe partea asta, pentru că mai apoi, câteva luni distanță, a început și la noi nebunia și au apărut informațiile Hai și... să vezi că peste 5-6 luni sunt, bă, ce vine cea John în podcast acolo. Ce el ceva cu NFT și cu lansarea de carte, dar nu am vrut, frate, am vrut să țin pe a mea până la capăt. Uite, o fac și te aștept pe tine să Ce doar pe mine? cumperi. Să ai mii de E cumpărători. primul să fie acolo. Am înțeles, Să vrei să dai pui start. presiune pe mine. Băi, ai Acum, zis dacă asta? te-ai Hai, lăudat, hai, hai. trebuie Păi să foarte faci. bine, mă folosesc practic, să exploatăm momentele astea ca să le arătăm celorlalți cum să-și cumpere și ei un NFT sau Iată. ce e la NFT. Sunt oameni care în prezent nu știu nici măcar ce e o criptovalută. Sunt... Asta e deja... Știi, top aici undeva. A, Sunt da. chestii mult mai importante pe care unii Să oameni nu plătești le cu știu. cardul, Păi despre ce vorbim? Sunt... cu telefonul, cu ceasul. Trăim totuși într-o țară unde... Frumoasă. Mai avem Frumoasă, toaleta dar... în curte, e Da, adevărat. asta zic. Ploiești, îți place? Îmi plăcea mai mult când eram la liceu. De ce? Că mai aveam un pic de viață. Mi Păi de se pare ce că mă e un uite, pic... orașul e colorat acum. Avem niște umbreluțe drăguțe chiar pe esplanada din centrul orașului, de Am acolo de văzut lângă acolo. McDonald's. Mocheta frumos. Mocheta, să știi că eu sper să se ducă Și eu. rapid, adică chiar să o iau oamenii. Au vrut să facă o faptă bună. Și când vrei să faci o faptă bună, important este să te gândești dacă și publicul își dorește treaba respectivă. Mă bucur că ies de mochetă. Chiar mă bucur. O călcăm în picioare de 2-3 ori, vin 5-6 oameni, pun o berică acolo și niște semințe și cu Mă siguranță. gândesc doar la porumbei care se mai așează pe acolo și va fi interesant cu... Mi-e teamă de toate culorile alea, că sunt prea puține. Ar trebui mai multe inițiative să nu fie copiate. Vreau să-mi spui dacă ai vreun mentor, dacă ai pe cineva care te inspiră, te ghidează. N-aș putea să spun, să arăt spre cineva, pentru că sunt așa...
Mi se pare că sunt super mulți oameni și, de fapt, toți oamenii din jurul meu sunt oameni de la care am ce învăța. Nu aș putea să zic că, ok, vreau să fiu ca X sau el este modelul meu în viață, eu așa vreau să fiu. Nu există treaba asta pentru că eu am anumite caracteristici pe care, cu siguranță, omul respectiv nu le are și invers. Și atunci prefer, uite, asta sunt eu, asta pot să ofer eu și eu îmi iau de la restul tot ce consider că e bun și care se potrivește cu mine și personalitatea mea. Deci, adunător de modele, să zic așa. Până ai putea să faci o bază de date cu toate modelele, știi, când cineva vrea... GDPR-ul... Păi nu, zici așa, bă, întrebi, doamne, vrei să fii și mentorul meu și al tuturor celorlalți oameni? Da, ok, mersi, ți-ai dat consimțământul să rămână mai digital, nu vă mai vedeți. Până nu se termină pandemia, nu vă mai vedeți. Spune-mi o recomandare de carte. Dar recomandarea de carte să fie un titlu care ți-a schimbat viața. Uite, e cartea mea preferată, de fapt. Pe asta o să o spun. Nu știu dacă e neapărat genul de carte pe care trebuie să o recomanzi, dar Cela Serghi, pe pânza, pe firul de păianjen. Doamne, ce am spus? M-am emoționat. Are... Cum se numește mai zi dată? Pânza de păianjen? Pânza de păianjen. Așa. Și mai este o carte pe firul de păianjen al memoriei, nu mai știu exact. Te-ai emoționat acum la final? M-am emoționat, deci nu pot să cred. Uite cum sunt. Și asta ce ai învățat din cărțile astea? E o autobiografie, toată treaba autoarei. Se vorbește la persoana întâi, toată relația, mă rog, într-un cerc de scriitori. Nu o să dau mai multe detalii ca să descopere lumea acolo și așa am păcit numele cărții, deci deja... O să zici, Doamne, am fost în podcast, am făcut o lată de luni, am început prost, deci nu e bine. Nu, mai că e Mercur retrograd acum și mă bazez pe asta, acum iartă. Cine a scris Mercur retrograd? Nu știu, așa... Instagram-ul? Trebuie să întrebăm un niște prieteni, că tot săptămâna trecută numai din, știi cum se zice românește, din cioc în boc, fără să facem aluzie la nimeni. A fost chiar destul de dificilă săptămâna trecută, da. De la vreme, să știi mai mult, de la vreme și de la astre. Și ultimul moment e pentru cei de acasă, cei care, știi, te uiți că trebuie să le lași un mesaj, să le dai practic o sugestie, un sfat, dacă vor să se apuce de social media, dacă vor, nu știu, partea asta de job, dacă și-ar dori să muncească în spatele oamenilor care apar pe internet? Să aibă răbdare, în primul rând. Răbdare multă. Și să fie pregătiți să nu aibă jobul de la ora 9 la ora 5, pentru că online-ul nu ia pauze niciodată. Nu se termină internetul la ora 5. Să fie deschiși spre a învăța, pentru că tocmai asta vorbeam și cu studenți. Am fost la o conferință săptămâna trecută, cred, în care la fel mă întrebau chestii de genul ăsta și le-am spus, băi, luați-vă timp să învățați, pentru că lucrurile se schimbă de la secundă la secundă în online și acum zici că știu tot, dar s-ar putea să nu mai știi nimic. Știi? Adică tot timpul trebuie să mai pleci urechea, să mai vezi, să cauți. Research-ul este un tool neapărat, așa, știi, mandatorii, pentru că altfel pierzi. Dacă te bazezi că, ok, am învățat în facultate, am făcut un master, am administrat eu vreo două conturi, plus că la mine să învăr cifrele ca la, știi, bursă, dar s-ar putea să pierzi tot ce e mai important. Uite ce sfaturi frumoase. Larisa, mulțumim tare mult pentru prezența în podcast. Fii iubită, sănătoasă și inspirată. Da, și mi-a plăcut acest cadou de final, acest tool pe care ni l-ai dat cu research. Mi se pare esențial și cred că uneori suntem foarte căpoși. Zicem, băi, eu știu mai bine, las că știu cel mai bine, nu mai e nimic de învățat și cred că ai cea mai mare greșeală pe care o putem face în momentul în care suntem în această industrie, ci că e bine să căutăm, să mai întrebăm și oamenii care au nimerit și din nimereală au dat în succes. Johnson, sper că v-a plăcut podcastul și că ați învățat chestii faine. Dați mai departe dacă invitata e pe placul vostru sau puteți să o întrebați în comentarii orice, oricând, pentru că rămâne acest podcast. Mulțumim, ne reauzim și ne revedem lunea viitoare de la 13. Până atunci, mai bine. La revedere!